Vlăduț este în bucătărie, știe multe despre ce gătește astăzi și mai ales ne face un mare serviciu. Nu lasă pe Flavia să pună mâna pe tigre. Mulțumesc foarte mult pentru încredere, da. Să știi, Flavia, eu am încredere în tine, mai ales pentru faptul că astăzi am să gătesc paste. Eu știu că tu gătești paste, da, foarte bine. Două feluri foarte de paste, bine. Dar este, le gătesc excelent. Este arhi-suficient dacă nu este numai unul singur. Știi tu, să fie așa un singur fel ca un deget în nas. Și sunt deja două. E un mare pas înainte. Astăzi e frumos și gustos. Am o rețetă cât se poate de simplă, așadar și Flavia o poate realiza. Dacă o realizează Flavia și dumneavoastră acasă, cu siguranță o puteți găti. Este vorba despre paste rebele. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, paste tricolore. Fiind rebele, trebuie să fie cât mai bine colorate. Vinetele sunt toppingul de bază la paste. Cât mai multe vinete, un pic de usturoi. Mai aveți nevoie de o pastă de tomate sau chiar roșii pasate sau chiar un suc de roșii preparat în casă, natural, așa un pic mai grosuț. Busuioc, sigur că da, pentru parfum și, nu în ultimul timp, uleiul de măsline. Cele două brânzeturi ce asezonează foarte bine pastele de astăzi sunt, în primul rând, parmezanul, care nu trebuie să lipsească, asta știm cu toții, dar în plus am provolone. Este o brânză specifică italiană ce se topește foarte bine atunci când pastele sunt fierbinți. Pastele, știe toată lumea, se fierb timp de, știu eu, 7, 8, 9, 10 minute în funcție de cât scrie pe ambalaj, astfel încât să rămână al dente. Dar nu fierbeți pastele, preparați întâi toppingul, și anume vinetele. După ce le tăiați în cubulețe, le sărați ușor și în baie de ulei le prăjiți ca pe jumări, până devin aurii. Le scoateți cu un șervet absorbant, iar apoi preparați sosul pentru paste. Cu pasta de tomate, un pic de usturoi, cu busuioc, sosul trebuie să fie foarte, foarte dens, adăugați vinetele, pastele, brânzeturile, busuiocul și răsfățul este foarte mare. Băieți?